Orebro, Suedia. Locația primului schimb de tineri la care aveam să particip. Invitația am primit-o într-un context poate puțin surprinzător, și anume într-o pauză pe coridorul școlii. La vremea respectivă, experiența mea în ceea ce privește schimburile de tineri era zero, dar, guvernat de un entuziasm fără precedent, răspunsul a fost dominat de o încredere cel puțin curioasă. Iată-mă deci înscris într-un schimb de tineri, fără a analiza câtuși de puțin situația. Ce pot să spun? Mereu mi-a plăcut să trăiesc periculos. Timpul a trecut și mai puțin de o lună mă aflam în avion, primul zbor de altfel, speram că nu și ultimul, a doua premieră într-un timp relativ scurt. După 12 ore extrem de distractive petrecute în superbul aeroport din Varșovia, unde posibilitățile sunt nelimitate, de exemplu poți să stai și cam atât, plus încă 3 ore de zbor, am ajuns în sfârșit în Suedia. Prima impresie a fost puțin șocantă, deoarece condițiile nu erau dintre cele mai grozave. Însă mereu mi-am spus că mai importantă decât locația este compania. Bine, asta am vrut să se aplică și în Siria, dar ați înțeles ideea. Cunoscând persoane noi, familiarizându-mă cu mentalitatea, obiceiurile și tradițiile lor, tranziția s-a realizat mult mai ușor și astfel am putut savura experiența la maxim. De-a lungul celor 7 zile petrecute acolo, am experimentat situații care mai de care mai primejdioase și mai solicitante, ca de exemplu pregătirea cinei, unde sfaturile mele au fost vitale. Fiind și pasionat de istorie, nu am ratat șansa de a vizita castelul din Orebro, simbolul orașului, chiar dacă a trebuit cu o evidentă părere de rău să lipsesc la cursuri, aflând astfel că a luat naștere din orgolul unei persoane care a dorit să lase o moștenire. Dar epopeea dezvoltării mele nu a ajuns la sfârșit, de-abia a început. Următorul pas, Sibiu, unde am început această proveste alături de voi în acest minunat și de neuitat oraș.